Nașterea fiului său într-un cor de rafie la focul balegii de iac în dansurile tibetanilor. Când eram acolo, soția mea a născut al doilea copil, un băiat. Deci e foarte greu să pleci într-un acest gen de expediție și să lași în urma ta familie, copii, părinți, prieteni dragi, apropiați. Mă simțeam, pe de-o parte, vinovat că nu sunt lângă ea în acele momente și că va mai trece ceva timp până să-l văd. Nu știi niciodată cum decurge o asemenea expediție și care este finalul. Dar știam că am ocazia să-i creez în timp acea mândrie de a se fi născut atunci când tatălui încerca să cucerească un munte ca și Everestul. Ne obișnuim încet cu ascensiunea mobilei de 50 de metri din fața corturilor și ne întrebăm dacă mai are rost să încercăm îndepărtatul vârf. Aici vom locui două luni întregi, pe acest ghețar sortit pustiului și durerii. În orice clipă îmi imaginam că acolo unde calc eu au călcat cu zeci de ani în urmă legendarii Mallory, Irvine și ceilalți, mă făceau să cred că trăiesc o legendă, o poveste, că intru într-o carte. Acum 80 de ani, primii europeni cărora Dalai Lama le-a permis a vizita Tibetul și-au lăsat cadavrele aici. Exploratorii englezi, geografi și aventurieri de seamă au încercat 3 ani la rând, din 1921 până în 1924, să escaladeze muntele pe această rută. Drumul până la tabăra de la 6400 a fost descoperit doar după multe încercări, iar topografia sa se schimbă în fiecare an. În 1921, toți șerpașii expediției engleze au fost omorâți de o avalanșă, iar 3 ani mai târziu, ambițiosul Mallory a dispărut fără urmă. Când am văzut indianul mort din potecă, care este încă pozat de foarte multe echipe, am întrebat încă o dată dacă noi merităm mai mult decât cel mort să urcăm mai sus decât el. Ruta sudică, pe partea nepaleză, a fost drumul victoriei pentru Edmund Hillary și Sherpa Tenzing în 1953. Atunci a fost învins Everestul și numele șerpașilor a fost ridicat la rang de onoare. Ne lăsăm în sfârșit pe mâna șerpașilor, rugându-ne smerit cu lama din Rombuk și sperând că în sacrificiile de Tsamba și Chang am putea cumpăra mai multă bunăvoință decât simțim acum de la munte. Dawa Sherpa și Nima Gombu sunt legende. Fiecare a fost pe vârf de multe ori și nu ne putem imagina ce gânduri îi cuprind pe ei. Drumul spre ABC este un alunecuș interminabil, șerpuind peste pietrele mișcătoare de deasupra râului de gheață. Gore-Tex-ul ne păzește de vânt, dar nu și de oboseală. Avem 27 de kilometri distanță și 1200 de metri altitudine de parcurs într-o singură zi.
Tabăra intermediară ne este refugiu la prima încercare, dar în câteva săptămâni aceasta dispare și fiecare trebuie să învingem altitudinea cu voință și aclimatizare. Mai 2003. Jubileul Everestului și sezonul celor mai groaznice furtuni din ultimii 20 de ani. De două săptămâni, vânturile ne biciuie crâncen și tare aș vrea să le putem opri. Din păcate, nu am reușit asta decât la montaj. Italienii deja au pierdut prea mult echipament în furtună și au abandonat. Spaniolii speculează că nimeni nu va urca anul acesta, iar elvețienii sunt sursa de informații meteo și toți liderii și sirdarii îi vizitează pe rând, privind imaginile de satelit cu multă îngrijorare. Fereastra pentru ascensiunea muntelui se deschide la mijlocul lunii mai, când vânturile de primăvară se abat câteva zile înainte de furtunile musonului. E deja 16 mai, vreme spectaculoasă cu lună plină, dar vânturile nu au încetat. Câțiva șerpași au încercat să pună corzile fixe la tabăra 3 și s-au întors descurajați. Suntem aproape frânți, o echipă prea mică pentru volumul de muncă. Elvețienii au peste 30 de oameni, chinezii au 120 de persoane doar pentru logistică, dar noi 14 trebuie să facem față singuri. La tabăra de bază, David se simte în pragul morții cu angină severă, dar în loc să coboare, rămâne să coordoneze ascensiunea și să ne aprovizioneze cu alimente la ABC. Amedeo este sacrificat să-l ajute și cu toții muncim să împingem măcar un singur om către vârf. Cameramanul Șerban Georgescu este nevoit să devină translatorul și curierul echipei. În ciuda infecțiilor repetate, el străbate Tibetul săptămânal cu ultimele casete pentru televiziune. Până la urmă este evacuat cu policitemie severă în urma unei ascensiuni abrupte. Colonelul Dogaru, alpinist militar, cedează edemului cerebral și se întoarce și el în Kathmandu, acompaniat de Dan Pisică. Toți au încercat din răsputeri, dar muntele i-a măcinat. Orice situație de genul acesta te face mai puternic. Dacă reușești să treci peste ea, totul este să nu renunți ca atitudine. La tabăra de sus am mai rămas doar 8 și cu toții încercăm să ne imaginăm cine e demn de vârf. Coco Galescu reușește să-și ascundă durerea după un accident neașteptat. Gică Dijmărescu, omul legendă, care a urcat deja de 4 ori pe vârf în alți ani, devine din ce în ce mai tăcut și ursuz. Poate am ales anul greșit, dar suntem aici și nu avem decât o singură șansă. Acum 50 de ani, Hillary și Tenzing au pășit pe vârf pe 29 mai și deci mai sunt speranțe să se abată vântul. După săptămâni de neliniște, așteptăm zilnic comanda lui David să pornim. Și parcă ziua nu mai vine. Cele 25 de expediții freamătă cu tensiunea marii încercări. Din sutele de oameni ne întrebăm cine va muri. Răspunsul a venit pe neașteptate. Pe partea sudică, 6 spanioli au murit deja în cascada Cumbu. În taberele vecine, un japonez și-a pierdut viața, iar un estonian și-a fracturat coloana. În 50 de ani, 1400 de oameni au urcat acest munte, din care 170 sunt morți, majoritatea înghețați chiar aici. Referitor la teama aceasta de a muri în Himalaya, este un gând pe care trebuie să ți-l pui, trebuie să privești realitatea în față. Poți să mor fără să-ți dai seama, poți să mor la tot pasul. Chiar mai mult trebuie să discuți chiar și cu familia. Degeaba ești înconjurat de colegi, în față, în spate, moartea e foarte aproape. E în fața ta, de fapt. Și am discutat această problemă, ce trebuie făcut în cazul în care, eu știu, există această neșansă de a nu mă mai întoarce. Că înainte de expediția noastră, 50% din românii plecați în Himalaya au murit. Noi am schimbat statistica.
Noi am fost relativ norocoși. Pregătirea medicală, cortul spital ambulant și vechea doctorului l-au salvat pe Dili Magar, bucătarul de la ABC, care și-a revăzut viața în camera hiperbarică. Născut la 5.000 de metri, el a refuzat să creadă că este bolnav, până când Sebastian l-a găsit vomitând sânge în fața cortului. Relax, relax, soft. Chiar și profesioniștii cad victimă, iar șerpașul Mingma a trebuit cărat 8 ore în spinare de colegii lui, trăind durerea unui ulcer perforat în fiecare pas și piatră. Doctorul intervine urgent să-l salveze, în timp ce echipa noastră de vârf rămâne din ce în ce mai mică. Pe Everest e ca pe Marte. Poate chiar mai rău, pentru că te aștepți să fii pe pământ. Noi, restul, răciți, slăbiți și consumați de altitudine, trebuie să ne păstrăm ultimele rezerve pentru vârf. La ABC ne organizăm mâncarea de altitudine și ne reîmpărțim echipamentele după pierderile din furtună. În timp ce taberele noastre se întind tot mai sus, David și restul echipei sărbătoresc Sfintele Paște la tabăra de bază. Ouăle vopsite și vinul de acasă ridică umbra îndoielii și ne ajută să sperăm. Hristos a înviat? Adevărat că a înviat? Mă dai tu mie? Așa se face. Hristos a înviat? Adevărat a înviat. Adevărat a înviat? Vine și doctorul. Lasă acolo doctorul, să-ți dau eu paște, adevărat. La ABC, în tabăra avansată, suntem total dependenți de David și de cei de la tabăra de bază. Și mulțumită dedicației lor, logistica noastră este de invidiat. Ziua zilelor ne înghite în graba ei. 19 mai 2003. Baftă, am auzit prin telefon. Trebuie să alergăm către vârf, acoperind drumul de 3 zile înainte de schimbarea vânturilor. Nu suntem nici primii, nici ultimii, iar succesul echipei chineze cu o zi înainte ne dă curaj. Dar calea este lungă și nu toți vor merge până la capăt. După prima noapte în șaua nordică, la 7.000 de metri, pornim cu greu pe creasta interminabilă. Vântul este asurzitor și rece și taie fără milă a vântului Sorin Smilovici și Mihai Sima, pe care îi găsim pe brânci în dimineața de 20 mai, întorși din drum înainte de tabăra 2. Coco Galescu își surprinde tovarășii de drum cu voința lui crâncenă. Urcă în tortura lentă, înfruntând furtuna de zăpadă până la 7.500 de metri. Înainte de a se întoarce, Coco, rămas singur în urmă, nu mai trebuie să explice ce înseamnă să insiști. Lovitura finală s-a întâmplat sus, aproape de tabăra 1, undeva pe la 7.500 de metri, atunci când a început o criză de rinichi. Mi-a spus atunci că este mult prea nedrept să fie oprit în acest fel. Cocoșat de durere, cel mai bun dintre noi a fluturat pioletul în semn de despărțire și a luat-o la vale. Probabil că acel orgoliu al meu de cuceritor, odată stabilit, a dat naștere unui alt sentiment, unui sentiment mai uman, mai cald, mai sincer, sentimentul apropierii de lucrurile simple. Din 8 am rămas doar 5. Marius, Lucian, Fane, Sebastian și Gică. Gică Ursuzul ne așteptăm să reușească. Fane, Marius și Lucică sunt salvamontiști, iar doctorul, suficient de nebun și secretos, să reușească poate chiar și el. Pas după pas, într-o zăpadă interminabilă, în rafalele care nu se mai opreau și văzând în stânga și în dreapta colegii mei cum se întorc. Găsindu-i pe marginea drumului extenuați, decis să renunțe. Și mă gândeam, gata, următorul pas mă întorc și eu. Tabăra 2, deja deasupra norilor, i-a găsit pe șerpași mai bolnavi decât pe noi. În aerul uscat, pe panta abruptă deasupra văii Rombuc, am dormit în corturi ancorate în mod precar cu pietre, mereu cu gândul la vârf, cuprinși de febra dorinței și de frica dezamăgirii și morții. Pe 21 mai, pornim cu toții dimineața cu cea mai mare grijă spre ultima tabără, spre cel mai înalt sac de dormit de pe pământ.
Treziți deasupra cerului, fără poftă de mâncare, consumând lichide cu sila, extenuați și iritabili, am urcat totuși toți cinci toată muchia abruptă care l-a prăpădit pe Mallory. Întrecând șerpașii cu câteva ore, am săpat tabăra 3 în gheața sculptată de vânt la doar 350 de metri sub vârf.